Zvonurile care circulă de o săptămână, conform cărora Chindia nu va primi din partea Federației dreptul de a promova în a doua diviție, nu i-au afectat pe elevii Costelpana, care merg la Plopeni doar pentru a câștiga. Bobi Verde și ultimul examen înainte de finalul competiției. Sunteți acolo unde v-ați dorit înainte de meciul cu Plopeni, însă nu o să aveți o misiune ușor în Prahova. Într-adevăr, e ultimul meci și cel mai decisiv pentru noi. Noi sperăm să avem aceeași atitudine, să jucăm la fel de bine cum am jucat și până acum și să promovăm. Bobi, vă deranjează sau vă afectează un pic ultimele zvonuri care au apărut, conform cărora nu veți putea promova în Liga a doua? Păi nu le luăm în calcul, pentru că din ce am înțeles nu e adevărat. Sunt niște intoxicări pe internet și pe noi nu ne afectează, pentru că noi știm că ni s-a trimis o hârtie în care suntem înștiințați că avem dreptul de promovare și nu ne interesează ce apare pe internet. Spune-mi despre CSU Plopeni, o echipă care teoretic n-ar trebui să vă ridice probleme, însă cât de greu e să joci și să câștigi într-o ultimă etapă cu presiunea unui rezultat și în fața unei echipe care practic n-are nimic de pierdut? E normal acum din elan trebuie să câștigăm meciul ăsta, pentru că e meciul decisiv și nu cred, din punctul meu de vedere, că o să avem probleme, pentru că trebuie să jucăm cu promovarea pe mață, cum s-ar spune, și chiar dacă am jucat și cu o echipă mai bine cotată ca Plopeniu, zic că n-am avut probleme, pentru că avem, cum să zic, avem în cap lucrul ăsta că jucăm cu promovarea pe masă și îți dai seama că o să jucăm cu o mai mare ambiție și cu o mai mare determinare și nu cred că poate să ne stea Plopeniu în nouă cale. Sorin Rădoi, două variante din trei, nu? Până la urmă meciul cu Plopeniu, egal și victoria. Noi ne gândim să câștigăm, pentru că trebuie să avem un final de campionat, să facem pe toată lumea fericită și să putem să ne îndeplinim obiectivul. Vorbeai de fericire, credeți că federația o să vă facă și pe voi fericiți după terminarea campionatului? Nu vreau să mă gândesc, am mai spus și până acum, este treaba conducerii și din câte știu eu, cu siguranță nu cred că vor fi probleme. Spune, Sorine, este dificil să joci în fața unui adversar care vine din același județ cu principala voastră contracandidată la promovare? Nu, pentru noi toate meciurile sunt la fel și noi ne dorim numai să câștigăm. Credeți că vă poate surprinde Plopeniu în vreun fel neplăcut pentru voi? Nu cred. Și acum, împreună cu domnul profesor, vom ști ce avem de făcut și cu siguranță nu cred că ne vor surprinde cu absolut nimic. Vom pregăti foarte bine meciul și sper să avem un rezultat pozitiv. La fel de optimist este primarul Târgoviște, Gabriel Boriga, care pronostichează un succes al Chindiei pe terenul celor de la Plopeni și o promovare în fanfar. Chindia are sau nu are drept de promovare în Liga a doua? Din punctul meu de vedere, are drept de promovare în Liga a doua. Urmează doar ca vineri la Plopeni să își câștige acest drept pe teren. Pentru că am spus dintotdeauna, în primul și în primul rând, băieții trebuie să demonstreze pe teren ca o valoare, după care ce problemele, să zic așa, de bucătărie externă a clubului. Însă, în primul și în primul rând, ei trebuie să demonstreze ca o valoare și eu sper să câștige la Plopeni și să câștige într-o manieră de marcampioni.